ziua, doamnelor și domnilor, Brian, doamna Corchard, domnul Balaș, ladies and gentlemen, Brian, dear guests, e o plăcere să asculți un Ave Maria în interpretarea a doi buni și cunoscuți soliști, mă refer la doamna Corchard Katia Cotolin, de la opera maghiară de Star, mă gândesc la domnul Balaș Genghe Zoltan, violonist, și nu în ultimul rând la Brian, cel care ne face bucuria acestei noi întâlniri, Seeking the Light, volumul 3, dacă doriți, le cunoaștem și celelalte. Seeking the Light este despre noi. Și acum, cu atât mai mult cu cât ne confruntăm cu un pericol major, nu numai pentru noi, ci pentru întreaga Europa și chiar am putea extinde, ne gândim la ce se întâmplă în Ucraina, ne gândim la oameni, ne gândim la efortul pe care îl fac pentru a apăra țara și pentru a rămâne în viață. Seeking the Light astăzi în concepția lui Brian James Johnson este inedit, pentru că pune în față în față România față de Budapesta. Este o încercare curajoasă de a prezenta două culturi prin ce au ele mai valoros și mai trainic. Pentru că Seeking the Light este despre, nu numai despre noi, este despre istoria comună, despre istorii comune, este despre oameni și despre realizările lor materiale și spirituale. Văzând ieri lucrările, în liniște, și este bine în general să le vezi altfel decât în cadrul unui vernisaj, este ca și cum pătrunzi în laboratorul de creație al maestrului, se lasă ușor descoperite două planuri. În primul rând, pentru România, văzând lucrările în care avem babele, masivul Rarău, Năsăudul, Apusenii, pădurea Gheorgheni, mă gândeam la o lucrare de referință pentru ce înseamnă România, cartea lui Vlahuță, România pitorească. Văzând, parcurgând al doilea eșantion, cel dedicat Budapestei, mă gândeam la frumusețea capitalei din Ungaria, pe care am vizitat-o și sunt convins că ați făcut-o și dumneavoastră de multe ori, în care avem frumuseți arhitecturale și ar ajunge să amintesc Muzeul de Artă, să amintesc celebrele poduri, Piața Eroilor, nu mai vorbesc, care este fabuloasă, peisajele urbane și rurale, o adevărată încântare pentru cel care cunoaște Budapesta și, în general, cel care a parcurs, ca turist sau nu, Ungaria. Seeking the Light este din nou despre tradiții și obiceiuri, este din nou despre faptele oamenilor, pentru că, în esență, vorbim despre oameni. Și mă gândeam, căutând aseară câteva citate, am dat de Paul Martinelli, care spunea România, ceea ce face România frumoasă sunt oamenii, ceea ce fac toate țările frumoase sunt oamenii. Cât privește Budapesta, am găsit cele scrise de Robert Blatchley, care spunea la un moment dat, there's no such place as Budapest, perhaps you are thinking of Bucharest, and there is no such place as Bucharest either. Iată așadar ce apropieri și conexiuni se pot face, pentru că generozitatea titlului permite acest lucru. Poate că cred că am mai spus-o, dacă nu o spun acum, Brian James Johnson ar trebui să vă fie cunoscut, pentru că este des prezent și îl puteți întâlni în sala
operei române, operei naționale române din Cluj, în sala operei maghiare, la Filarmonica Transilvania, în sala studio, în sălile Facultății de Teologie Reformată. Îl întâlniți pe stradă, îl vedeți fotografind, pentru că Brian, dincolo de sufletul frumos și generos pe care îl are, ascunde un globetrotter în adevăratul sens al cuvântului. Și l-am avut ocazia de multe ori să mă întâlnesc cu el, și nu numai în sălile de spectacole, ne-am întâlnit la expoziții, la vernisaje, ne-am întâlnit la lansări de cărți. Brian James Johnson este o prezență activă în viața culturală a Clujului, propune spectacole, l-am văzut dirijând, l-am ascultat cântând la pian, îl veți asculta și dumneavoastră mai departe. Important este ceea ce face și ceea ce lasă în urma lui, pentru că, așa cum spunea Martinelli, frumusețea unui loc este dat de oameni. Și Brian este unul din acei oameni care lasă urme trainice în spiritualitatea noastră și nu numai. Și de aici și provocarea pe care vreau să-i o fac. Time has come to have a book, a visual book of what you have seen during your life. Cu alte cuvinte, mă gândesc la un album, am văzut calendarul cu frumusețile, impresiile din România și, sincer să fiu, mi-aș dori și timpul, a venit timpul, time has come, ca Brian James Johnson să ne ofere un prim album al frumuseților, o selecție a locurilor pe care le-a văzut. Și spunând acest lucru, mă gândesc la multele, miile jurnale de călătorie. Borges mi-este cel mai aproape acum, care a ținut în 3 volume să noteze toate impresiile. Impresiile vizuale pe care le lasă și ni le oferă Brian sunt cu un puternic impact, ele generează emoții, pentru că, sigur, ne regăsim mulți în locurile pe care memoria ochiului fotografic le surprinde. Sper așadar ca Seeking the Light 4 să însemne și lansarea unui album, 100 de fotografii, 200 de fotografii, îl văd zâmbind și cred că se gândește și el de mult la acest lucru, care într-adevăr ar înnobila și înnobilează o viață și un suflet de artist, pentru că Brian în esență este un artist. Momentul muzical merge mai departe și încă o dată mulțumim doamnă Colcear, mulțumesc domnul Volaș pentru prezență. O să ascultăm o transcripție din Schindler's List, lista lui Schindler, o cunoaștem. John Williams, compozitor, multiplu laureat Oscar, cred că peste 100 de premii pentru muzică originală, coloană muzicală, tot ce vreți în film. Și un final cu Let there be peace on earth și un cuvânt din partea lui Brian, Let there be peace on earth, Cy Miller, iarăși un nume extrem de cunoscut, mesajul este clar și revin și eu la aceeași idee. Cred că ororile care au loc acum trebuie să se oprească. Până atunci și sperăm că se vor opri, să ne bucurăm de Seeking the Light, în căutarea luminii, în căutarea luminii din noi, în căutarea luminii spirituale, pentru că în esență despre aceasta este vorba, să-i mulțumim lui Brian, să-i mulțumim invitațiilor pe care îi are și rămân iarăși și accentuez ideea că avem un artist, absolut toate vernisajele lui Brian au fost și punctate de muzică. Voce, pian, instrumente, nu a contat, muzica l-a însoțit-o tot timpul și mă gândesc că poate ediția a patra va duce și un pic de poezie. Atunci să avem poezie, muzică, artă fotografică, ce poate fi mai frumos într-un vernisaj, un mixaj al artelor și al culturilor, dacă admiteți ideea. Brian, doamna Colcear, domnul Balaș, Schindler's List, and then să fie pace. Mulțumesc.
Our final selection, Let There Be Peace on Earth, written in 1955 on a high mountain in California where an international youth group had gathered and wanted to share their composition with the world. We, the musicians, would like to dedicate to all peacemakers throughout the world, and especially to our neighboring Ukrainians.